Bună, dragile mele, și bine v-am găsit! Am revenit cu partea a treia. Așa cum vă spuneam, partea a doua am finalizat aici capul, l-am încheiat și acum vom trece și vom realiza pălăria. Eu pălăria o realizez cu aceeași culoare cu care am făcut și pantofiorii. Dumneavoastră puteți să lucrați cu ce culoare doriți să faceți trandafirul. Pentru început vom realiza un cerc magic în interiorul căruia facem 5 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5 piciorușe scurte, dăm firul pe deasupra, strângem cercul magic. La rândul 2 vom înmulți, vom realiza câte 2 piciorușe scurte în fiecare ochi, în fiecare picioruș de la rândul anterior. La finalul rândului 2 vom avea 10 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4. Cum vă spuneam, la finalul rândului 2 vom avea 10 piciorușe scurte. Începând cu rândul 3, vom înmulți cu piciorușe duble în back loop. Deci dăm fir după croșetă și la rândul 3 vom avea din nou, vom realiza câte 2 piciorușe duble în fiecare ochi de la rândul anterior, dar în back loop. Lucrăm doar pe bucla din spate. Următoarele rânduri pe care le realizăm de la rândul 3 până la rândul 14, toate le vom realiza doar în back loop. La finalul rândului 3 vom avea 20 de piciorușe duble. Câte 2 piciorușe duble în fiecare ochi de la rândul anterior. Punem deoparte momentan marcatorul și în ultimul ochi, primul și cel de-al doilea picioruș dublu. Vom pune marcatorul în ultimul ochi, pentru că vom lucra rânduri de jur împrejur. La rândul 4 vom avea 10 grupe sau 10 secvențe a câte un picioruș dublu, o înmulțire. Dar, cum vă spuneam, doar în back loop, doar pe bucla din spate vom lucra și aici. Picioruș dublu, în următorul înmulțim și așa vom lucra de jur împrejur pe tot rândul. Picioruș simplu, în următorul înmulțim. Picioruș dublu, în următorul 2 piciorușe duble. Și așa lucrăm de jur împrejur. Și vom continua seria înmulțirilor până vom ajunge la rândul 7, unde vom avea 4 grupe a câte 4 piciorușe duble, o înmulțire. Voi realiza și eu aceste rânduri. Nu consider că este nevoie să lucrez fiecare rând. Cred că ați înțeles ce trebuie făcut. Nu are rost să lungesc foarte mult tutorialul. Atunci, deci vom înmulți. La rândul 5 vom avea 2 piciorușe duble o înmulțire. La rândul 6, 3 piciorușe duble o înmulțire. Și cum vă spuneam, la rândul 7 vom avea grupe 10 secvența câte 4 piciorușe duble o înmulțire. La finalul rândului 7 vom avea 60 de piciorușe duble. Voi realiza și eu toate aceste
rânduri și revin cu continuarea cu rândul 8. Mult spor! După ce am finalizat rândul 7, rândurile 8, 9 și 10 vor fi rânduri simple, rânduri a câte 60 de piciorușe duble, dar așa cum vă spuneam, toate le lucrăm în back loop. Deci câte un picioruș dublu deasupra fiecărui picioruș de la rândul anterior, doar că îl lucrăm pe bucla din spate, îl lucrăm în back loop. Realizăm și următoarele 3 rânduri în back loop. După ce am finalizat rândurile 8, 9 și 10, la rândul 11, tot în back loop, vom face 55 de piciorușe duble, iar ultimele 5 vor fi piciorușe dublu reduse. 2, 3, 4, deci lucrăm pe bucla din spate, 55 de piciorușe duble și ultimele 5 vor fi 5 piciorușe dublu reduse. Am realizat cele 55 de piciorușe duble și așa cum vă spuneam, tot în back loop facem piciorușe dublu redus. Dăm fir după croșetă, tragem, avem 3 bucle pe croșetă, tragem fir prin toate 3. Și așa este piciorușul dublu redus. Ultimele 5 vor fi piciorușe dublu reduse. Punem marcatorul în ultimul ochi. La rândul 12 vom avea 6 secvențe sau 6 grupe a câte 8 piciorușe duble, o piciorușe duble, o reducere. Și rândul 12 îl vom realiza tot în back loop. 8 piciorușe duble, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 piciorușe duble. Vom realiza scăderea, dăm fir după croșetă, introducem prin primul picioruș, facem jumătate piciorușul, introducem și la al doilea, facem și aici și tragem fir prin toate 3. Și așa vom lucra, vom realiza 6 astfel de secvențe, câte 8 piciorușe duble, o scădere. La finalul rândului 12 vom avea 54 de piciorușe duble. Nu uitați, rândul 12 îl vom lucra în back loop. La rândul 13 vom avea 6 secvențe, câte 7 piciorușe simple, o scădere. La fel și acestea le realizăm în back loop. 3, 4, 5, 6, 7 piciorușe simple, o scădere. Tot acest rând îl realizăm în back loop. La finalul rândului 13 vom avea 48 de piciorușe scurte. La rândul 14, ultimul rând al pălăriei noastre, vom avea un picioruș dublu redus. Aici lucrăm pe tot ochiul, nu doar pe jumătate. 2 piciorușe duble. 1, 2 piciorușe duble, un picioruș triplu, dăm de 2 ori fir după croșetă, în următorul facem un picioruș triplu, din nou 2 piciorușe duble, 1, 2 piciorușe duble, din nou un picioruș triplu, dăm de 2 ori fir după croșetă, introducem prin ochi, tragem o dată, tragem de 2, tragem de 3 ori. Iarăși 2 piciorușe duble. 2 piciorușe duble. Un picioruș dublu redus. Și 2 ochiuri alunecate. În următoarele 2 facem piciorușe alunecate. 1, 2 piciorușe alunecate.
Trecem la următoarea grupă, la fel. Deci vom avea patru astfel de grupe. Picioruș dublu redus, două piciorușe duble, un picioruș triplu, două piciorușe duble, din nou un picioruș triplu, iarăși două piciorușe duble, un picioruș dublu redus și două ochiuri alunecate sau două piciorușe alunecate. Vom avea patru astfel de grupe. Aici avem o mini terminație a pălărioarei noastre. Când dumneavoastră veți lucra, veți observa, se va observa mult mai bine. Trecem la a treia secvență, la fel, picioruș dublu redus, două piciorușe duble, un picioruș triplu, două piciorușe duble, din nou un picioruș triplu, din nou două piciorușe duble, un picioruș dublu redus și două ochiuri alunecate. După ce finalizăm și acest rând 14, fie lăsați firul mai lung și veți coase pălăria pe căpșorul păpușelei, fie lăsați firul doar cât să îl puteți securiza și veți pune pălăria doar așa, fără să o coaseți. Aici fiecare face cum își dorește, fiecare face cum hotărăște. Voi finaliza și eu acest rând, după care vom trece să realizăm petalele în ochiurile din front loop. Deci, pălărioara noastră, șepcuța noastră este gata, am finalizat-o. Eu am lăsat doar puțin fir cât să îl pot securiza și vom trece să realizăm petalele. Petalele le începem din mijlocul pălăriei. Din primul ochi în front loop. Și primul rând îl vom lucra cu piciorușe scurte. Vom realiza două piciorușe scurte în loc de lanț, care va ține loc de un prim picioruș scurt. În primul ochi, un picioruș scurt. Al doilea picioruș scurt. În următoarele 9 ochiuri vom înmulți. Vom realiza câte două piciorușe scurte, doar puțin să bag. Așa. Vom realiza câte două piciorușe scurte în fiecare ochi. Prindem și firul de început în lucru. Vom avea 9 înmulțiri consecutive, după care vom avea la finalul rândului încă două piciorușe scurte. Deci avem 2. Este puțin mai greu de lucrat, pentru că lucrând doar în front loop necesită mai multă grijă, dar nu este ceva imposibil. Deci avem 9 înmulțiri consecutive, după care la finalul rândului, la finalul primei petale, vom avea două piciorușe scurte. Deci am făcut cele 9 înmulțiri consecutive și în următoarele 2 ochiuri vom avea câte un picioruș scurt. 1 și cel de-al doilea piciorul scurt. La finalul fiecărei petale vom pune marcatorul. Deci punem marcatorul în ultimul ochi unde am finalizat ultima petală. La petala a doua, ca să mă exprim așa, deci aici vom lucra în spirală. Puteți observa, rândurile sunt în spirală, după cum răsucim căciulița, rândurile sunt în spirală până ajungem la rândul 13. Vom lucra doar pe buclele acestea evidențiate, pe buclele în front loop. La a doua petală vom avea două piciorușe scurte la începutul petalei, 9 înmulțiri consecutive, dar de data aceasta vom înmulți cu piciorușe dublu reduse,
Deci, în următoarele 9 ochiuri vom realiza câte 2 piciorușe dublu reduse în fiecare ochi. Și la finalul petalei vom avea din nou 2 piciorușe scurte. 3 4 După ce am finalizat și cea de-a doua petală, am realizat cele 2 piciorușe scurte, am pus marcatorul în ultimul ochi. Deci, țineți minte, punem marcatorul la finalul fiecărei petale. De la petala 3 până la petala 34 vom avea 2 piciorușe scurte. 1 2 piciorușe scurte, o înmulțire cu picioruș dublu redus, 7 înmulțiri cu piciorușe duble, și în următoarele 7 piciorușe realizăm înmulțiri cu piciorușe duble, 2, 3, 4, 5, 6, 7 înmulțiri cu piciorușe duble, o înmulțire cu piciorușe dublu redus și 2 piciorușe scurte la finalul rândului. Deci în următorul ochi vom avea o înmulțire cu piciorușe dublu reduse și 2 piciorușe scurte la finalul petalei. Deci petalele le începem și le finalizăm cu câte 2 piciorușe scurte. Punem marcatorul în ultimul ochi, în ultimul picioruș scurt la finalul celei de-a treia petale. Și cum vă spuneam, de la petala 3 până la petala 34 vom lucra la fel. 2 piciorușe scurte, o înmulțire cu dublu redus, 7 înmulțiri cu piciorușe dublu, din nou o înmulțire cu piciorușe dublu redus și 2 piciorușe scurte la finalul rândului. Fiecare petală va avea câte 22 de piciorușe scurte. Nu uitați, puneți marcator la finalul fiecărei petale pentru a putea a ține mult mai bine evidența fiecărei petale. Voi realiza și eu aceste petale până voi ajunge la ultimul rând, după care voi reveni cu finalul, partea unde vom realiza gulerul la rândul 67 de la corp, partea unde am introdus culoarea capului. Știți că acolo am lucrat un rând în back loop și acolo vom realiza un guleraș. Mult spor pentru orice nelămurire, pentru orice lucru pe care nu l-ați înțeles. Aștept să-mi lăsați comentarii, fie în privat, fie la tutorial. Dragile mele, eu am finalizat căciula. Eu nu am numărat petalele, nu știu dacă am doar 34. Tot ceea ce pot să vă spun, îmi place foarte mult cum a ieșit și eu am făcut până exact, am realizat ultima petală, nu chiar până la capătul piciorușelor. Trebuia să mai fac încă o jumătate de petală. Mai atât am ținut sus. Mai trebuia să mai fac încă o jumătate de petală, dar am făcut petalele pentru trandafir pe toate ochiurile, pe toate rândurile în back loop. Cum vă spuneam, îmi place foarte mult cum a ieșit. De aici fiecare veți decide dacă, cum vă spuneam, dacă o puneți doar așa simplu, ca și căciulă, sau o coaseți, sau o lipiți, fiecare cum își dorește. După ce am finalizat căciula, vom trece să realizăm gulerul.
Am spus chiar în prima parte a tutorialului, când am început chiar prima parte, unde am făcut mâinile și picioarele, că vom avea nevoie de două nuanțe de verde. Un verde închis, verdele cu care am lucrat corpul, și un verde mai deschis voi folosi eu. Nu este obligatoriu. Dacă dumneavoastră doriți, puteți să folosiți tot aceeași nuanță de verde. La rândul 67, unde am făcut trecerea dintre partea verde și culoarea corpului, de unde am început capul, știți că acolo am realizat un rând în back loop. Acum, pe ochiurile din front loop, vom realiza un guleraș, niște colțișori, o terminație, ca să zic așa. Vom face un ochi de lanț, care va ține loc de un prim picioruș. Așa. Un ochi de lanț care va ține loc de un prim picioruș scurt. Mai facem încă două piciorușe scurte, în total vom avea trei piciorușe scurte. Prindem și firul în lucru. Două. Așa, ca să puteți observa ce lucrez eu aici. Eu am întors păpușica cu capul înspre mine. Și așa voi lucra ca să rămână pe față. Dacă dumneavoastră vreți, puteți să o țineți cu capul încolo, cu picioarele înspre dumneavoastră și lucrați acești colțișori, această terminație. Avem la guleraș, vom avea trei grupe, a câte trei piciorușe simple, două piciorușe dublu reduse și alte trei piciorușe duble. Ce am realizat pentru prima dată, piciorușele simple. Acum vom avea două piciorușe dublu reduse. Se lucrează puțin mai greu, cel puțin în să pot să lucrez și în cameră. Picioruș dublu redus și în următoarele trei ochiuri vom avea trei piciorușe duble. Și așa cum vă spuneam, vom avea trei astfel de colțișori, trei astfel de petale, trei astfel de volane. Din acestea va fi format gulerașul. Trei piciorușe duble. Bun. Trei piciorușe scurte. În continuare, din nou, trei piciorușe scurte. 1, 2. Trei piciorușe scurte, două piciorușe dublu reduse, 1, 2, cel de-al doilea picioruș dublu redus, trei piciorușe duble. Și așa lucrăm aceste secvențe, le lucrăm până ajungem din nou la ultimul ochi, unde facem un picioruș alunecat și securizăm firul. Am finalizat și culerașul. Eu l-am lăsat ridicat în sus și atunci acoperă partea de îmbinare dintre corp și cap. Îi vom pune și căciulița și păpușa noastră trandafir este gata. Dacă v-a plăcut acest tutorial, dați un like, lăsați un comentariu. Dacă nu v-a plăcut, din nou chiar vă rog, lăsați și îmi spuneți ce nu v-a plăcut. Lăsați un comentariu și îmi spuneți ce nu v-a plăcut la tutorialul meu, la jucărioara mea. Dacă sunteți pentru prima dată pe canalul meu de YouTube, dați click pe abonează-te, dați click pe clopoțel și veți fi notificate de fiecare dată când voi reveni cu o nouă idee, cu un nou model în fața dumneavoastră.